polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au interceptat seara trecută un pescador suspect de migrație ilegală, la bordul căruia se aflau mai multe persoane. Embarcațiunea a fost escortată la Mangalia, unde persoanele au fost debarcate și li s-a acordat asistență medicală. Polițiștii de frontieră din cadrul sistemului integrat de supraveghere la Marea Neagră au detectat duminică 20 august în jurul orei 20:45 un pescador suspect în Marea Neagră pe direcția localității Mangalia la frontiera maritimă, navigând din apele internaționale spre țărmul României. Imediat, garda de coastă a dispus de urgență efectuarea unei misiuni cu două nave din cadrul grupului de nave Mangalia și Constanța pentru identificarea embarcațiunii suspecte. În urma acțiunii s-a stabilit că la bordul acesteia se aflau migranți. La nivelul Centrului de Coordonare pentru Salvarea Maritimă Constanța s-a inițiat intervenția de căutare și salvare, iar navele gărzii de coastă au intervenit și escortat embarcațiunea spre sediul grupului de nave Mangalia. În cadrul verificărilor preliminare efectuate după ajungerea embarcațiunii la Mangalia, în cazul pescadorului cu migranți, s-a constatat că este vorba despre 70 de persoane, 23 de copii, 12 femei și 35 de bărbați care intenționau să ajungă în mod ilegal în țara noastră. Persoanele au fost debarcate în siguranță în portul din Mangalia și li s-a acordat asistență și îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.